Butoanele nu fac niciun fel de figuri, funcționează normal, curat, nu au fost curățate niciodată, nici nu au nevoie, funcționează deci în stare foarte bună. Așa toate culisează la fel de bine. Așa le auziți și voi. Asta nu mai, ăsta are blocaj pe 0. Amplificatorul ăsta funcționează bine, n-a zic funcționalitate 100%, dar esteticul, să zic 4 din 10, fiindcă, cum vedeți, ai sare vopsea pe margini, așa, are zgârietura aici de aluminiu, capacul de deasupra începe să dea rugina, încă o și dat pe lateral pe aici, să vede cum e sărită vopseaua, cum începe să iasă rugina prin vopsea, deci pe estetic arată cam rău, n-aș fi de sub timur, dar nu prea arată atât de bine, dar bine că funcționează. După cum puteți vedea, am găsit butonul ăsta unde era el aruncat, fiindcă înainte nu l-avea, așa că l-am pus înapoi. Acum este completă bordul. Așa, după cum puteți vedea, am pus înapoi transformatorul vechi. Și asta de aici, din pas, ce este. Așa, sursa. Totul e, să zic, aproape original, am schimbat două piese. Cum ar fi condensatorii ăștia doi de aici. Așa, 4700 de micro pe 100 de volți. Înainte avea 470 de microfarads pe 25 de volți. I-am schimbat din cauza că condensatorii vechi s-au devalorizat. Și normal am măsurat cu un capacimetru, uitați să vă arăt și capacimetru ăsta, așa în loc de 470 de micro mi-arăta 237 pe unul și 262 pe celălalt, așa, cu totul că amplificatorul încă mai funcționa, am zis, hai să-i schimb și am pus ăștia care vedeți aici. Și ăștia au pus în regulă și amplificatorul funcționează la fel de bine. Așa, în rest n-am mai schimbat nimic, totul e la fel cum a fost înainte. Așa. Am scos și partea de jos a amplificatorului. După cum puteți vedea, montajul este în regulă. Lipiturile sunt făcute bine. Așa. Aici avem tranzistorii finali, care nu au fost umblat niciodată la ei, așa, și pe un canal și pe celălalt. Placa e puțin îndoită înăuntru, nu știu de ce a fost pusă încordată așa, vedeți și voi, a fost pusă. Normal a fost gândită pentru 4 tranzistori pe canal, dar are numai 2. Și aici e transformatorul, aici e de la condensator, piciorușele de la condensator, după cum vedeți. Aici e filtrul care pe condensatorii nepolarizați. Deci voi, bas, tot e pe nepolarizat. Așa, în rest, na, deci ăștia sunt tranzistorii originali. Toți tranzistorii sunt originali. Așa.